Eu de cele discuții de dus și de întors. Cu? Adică orice organism care primește antibiotice se dă performanțe mult mai mari pe moment, efectul se anulează, adică se dezvoltă microorganisme care rezistă la antibiotice. Da. Chiar Te se referi pot să mânca cu vreo 3, 4, 5 tone așa de miere pe care nu o să pot să o dau decât să moară Dar familiile eu respective. vă zic din punct de vedere medical ce se întâmplă acum, deci la nivel de albină și de Da, intestin. dar vă dați seama că Se mă poate primesc. întâmpla să se distrugă exact microorganismele utile și să se dezvolte sușe de microorganisme Da. patogene care să reziste la antibiotic. Da, dar eu vin Și în următoarea fază poate să fie dăunător efectul. microorganismele astea vin deja dezvoltate la mine. Domnul Popovici, de câte generații vorbim aici? Dar nu vorbim de generații, că generațiile de microorganisme sunt foarte rapide. Microorganismele în 20 de minute se dezvoltă altă generație. E Așa vorba de de repede? câteva săptămâni sau luni, chestia asta. Și de aia s-a renunțat. Deci, în toate sectoarele s-a renunțat la folosirea antibioticelor ca biostimulenți sau ca prevenție, așa, fără scop. Deci, A, nu, nu ai. se intervine cu ele în momentul în care ai caz clinic de boală, dar nu ca preventiv. Păi, nici aici nu Și suntem noi să le ar folosim fi mai de în. dorit probioticele și pH-ul. Acele prebiotice sau pH-ul acid care se utilizează și la cei și la pui de găină și la iepuri și la toate, inclusiv la albină. Faci Păi, un dar pH mai acid asta folosește la nucenă, și dar nu la asta da, care și la lucrează. bacterii. Și la bacterii. Un pH mai bun, la loca americană nu mai folosește acolo, clar. Sau Și la s-ar loca putea e să locală. folosească și acolo, dar e prea riscant să Și te la loca bazezi e doar pe așa locală, ceva. nu. Astea sunt micotice sau cu microbiene, cum se numește? Sunt pe microbi. Bacterii. Bacteriene, da. Și alealte sunt pe ciuperci. Care Nosema. Nu se mai, da. E ciuperci. Da. Fungicide se cheamă, mă rog, că parcă nu. Păi da, dar și probioticele și prebioticele nu sunt cu destinație de bacterii, pentru fungi. Sunt cu destinație cu țintă bacteriile. Bacteriile oportuniste patogene care creează tot felul de tulburări intestinale. Păi Adică vin asta. probioticele și ocupă spațiu și nu se mai pot dezvolta cele patogene, că deja nișa e ocupată de probiotice, de bacteriile utile. Iar bacteriile patogene se dezvoltă într-un mediu alcalin, pe când cele acidifiante, cum sunt lactobacilii, dezvoltă un mediu ușor acid care nu mai lasă bacteriile patogene să se manifeste. Două căi pe care se luptă deja la nivel mare, și la mamifere, și la păsări, și la albine, au aceleași efecte, aceleași mecanisme de acțiune. Probioticele astea, după câte știu eu, sunt de două feluri. Una care vin și administrează probioticul, adică bacteria asta probiotică o administrează direct. Nu sunt probioticele, nu sunt bacterii. Ba da, vii, Uf. bacterii vii. Păi, da, așa administrează bacteriile vii și altele care administrează. Deci creează mediul propice pentru dezvoltarea Ales bacteriilor. prebiotice sau acidifianți, care creează mediul propice, adică pentru bacteriile utile, adică acidifiere. În mediul acid, bacteriile patogene nu mai au succes. No, astea sunt cele două căi care au înlocuit antibioticele în tehnologia zootehnică, la toate nivelele, pot să zic, la toate speciile. Bine, mai puțin rumegătoarele, dar vorbim de monogastrice, de porc, pasăre, iepure, copilul mic.
Și, no, la fel ca și domnul Guțescu și eu sunt de aceeași părere. Deci noi, fiind medici, vedem altfel lucrurile. Suntem de părere că nu avem nevoie de antibiotice. Inginerii zootehnici, mă gândesc, sau alții care, nu știu, au experiența asta din zootehnie, sunt pro-antibiotice, parcă ar fi, nu știu ce, panaceu. Dar nu cea mai bună rezolvare. Nu, eu nu am spus că este cea mai bună rezolvare, eu am spus mai că articolul care... Păi știu că sunt niște curente acum de opinie în apicultura românească și unele persoane nici nu vor să accepte o apicultură sau orice domeniu intensiv fără antibiotice. Deci pur și simplu au luat ideea asta și merg pe ea acum... Nu, au motivele lor, dar ideea este că nu scubă taie lungă antibioticele. Deci, pe moment, pot să fie super spectaculoase, dar după o perioadă nu mai au efect. Și... Nu numai că nu mai au efect, dar se poate întâmpla, acum nu e o regulă, dar se poate întâmpla să fie chiar cu efect de bumerang, adică negativ. Bine, asta nu e o regulă, asta e doar în cazuri izolate, se poate întâmpla negativ. Dar pur și simplu dispare efectul, pentru că toate bacteriile se cam obișnuiesc cu ele, fac antibiorezistență, atunci trebuie schimbate, eventual tot rotite, tot timpul ca la și la antiparazitare. Nici oamenii ăsta de aici nu spun că să-l folosim pe ăsta, dar zice, uite ce trebuie. Cu indiferență de cel mai multe ori, cu teamă de un tratament medicamentos, se va regăsi în mierea livrată, și implicit va fi restricții la mierea livrată, și totuși ce facem? Cum le tratăm? Sau se merită efortul de creativitate? În astfel de situații... Cum le tratăm? Întărim imunitatea albinei și ne folosim de partea asta de prebiotice, probiotice. Înainte să fie gravă treaba. În cazuri grave, nu, putem interveni cu antibiotice, dar până să nu ajungem la probleme patologice. După părerea mea, când simți deja că noi facem chestiile astea cu probioticele și cu toate celelalte preventiv, dar în momentul când ai simțit deja că o familie are ceva sau e ceva cu ea, eu de anul ăsta vă spun, așa voi face. Nu, dar nu pe toate stupinii. Nu, familiile alea două, trei, care le găsesc eu. Acum nu știu ce să zic, acum chiar am văzut acum metodele astea care încă nu le-am încercat, dar bine, le-am încercat la alte specii. Sunt probioticele și, acum și inclusiv apivirolul l-am văzut, l-am primit, sunt curios să văd ce efecte are. Deci dacă nu e problemă de matcă și e problemă de microbism al familiei, astea, apivirolul ca o chestie nouă, nu știu, să vedem ce efect are, că nu l-am folosit, și probioticele și acidifianței, plus eventual plantele. Eu la astea aș trece în prima fază, înainte de antibiotic. Cu asta faci tratamentul la toată stupină, prin... Se poate, da. Exact. La siropul administrat. Exact, asta merge la toată stupina. Dar poate să meargă mai cu, cum să zic, cu mai mare insistență pe familiile care sunt încă slabe sau care au diverse probleme din astea de nu merg bine. Dar de obicei alea slabe, care poate să fie slabe nu din vina lor. Deci nu neapărat din vina lor, dar că normal că fiind slabe au o anumită criză. Le prinde bine să fie mai ajutate cu ceva. Bună seara, domnilor. Ne apucăm de momentul de prezentarea cursului. Putem pătrunde puțin în detalii privind principiile și metode de creștere. Mai degrabă aș vrea să focalizăm câteva metode de starter pe care sunt utilizați, folosiți de mai mulți apicultori și în România, dar și pe mapa mondului.